Dacă facem la acest videoclip 10.000 de like-uri, voi pleca și eu în pădure după Moș Crăciun. Nu! Dacă îi dă una din aia, s-a zis cu Moș Crăciun. Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou videoclip. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul anterior când Moș Crăciun a fost surprins de camera video și foarte mulți mi-ați scris în comentarii: Simeon, mai fă un videoclip în care Moș Crăciun a fost surprins de camera video. Iată că a sosit momentul acesta culminant. Totul este filmat de o dronă, da? Iată, drona în momentul acesta ia zborul, să zic așa, și în curând, foarte curând, deci nu derulați, îl vom vedea pe Moș Crăciun. Băi, nici mie nu mi-a venit să cred că a fost surprins pe camera video acest Moș Crăciun, însă să fiu sincer acum cu voi, am privit deja acest videoclip și acum îl privesc pentru a doua oară și deja știu ce o să urmeze, așa că vă spun că este foarte, foarte interesant. Ok, stați aici, nu derulați, vă spun, pentru că imediat urmează ceva foarte, foarte tare. O să-l vedem pe Moș Crăciun chiar pe acoperiș, fraților, ok? Fiți atenți la ceea ce urmează, este tare de tot. Și da, uitați-mi să spun, eu sunt îmbrăcat în Moș Crăciun, dacă încă nu ați observat. Deși nu prea cred că n-ați observat, iată și Moș Crăciun cel real, mamă! Ăsta stă pe acoperiș. Bă, pe acoperiș stă Moș Crăciun. Deci a trecut anul nou, ok, am înțeles. Dar totuși, e Moș Crăciun. Uitați-vă, are un sac în care bănuiesc că sunt... Băi, mai este unul jos acolo. Ce? Stai că, bă, eu am mai privit odată acest videoclip, dar nu l-am observat pe ăla de jos. Ce naiba se întâmplă? Care-i treaba? Deci, ca să înțelegeți, eu am privit acest videoclip așa, foarte repede, adică fără să trag multă atenție și nu l-am văzut. Stă unul acolo jos la intrare. Cine este el? Sau cine este ăsta, mă? Că nu înțeleg. Este Moș Crăciun? Cel bun? Și mai e și Moș Crăciun cel rău? Sau care-i treaba aici, că nu înțeleg? Iată, are un cadou aici. Ok, alege cadoul ca să-l arunce pe geam. Sau care-i treaba? Sau ăștia fură cadouri? Sper să nu fie iarăși un Moș Crăciun rău. Ok, imediat o să vedem care este treaba. Sper să și nu cadă jos, pentru că... Chiar, băi, cade cadoul. S-a oprit. Da. Nu știu ce să spun, dacă asta a fost plănuit de Moș Crăciun sau nu. Ăsta vrea să urce mai sus. Nu fi nebun, mă, cum să urci mai sus? A văzut drona. A văzut drona, fraților. Wow. Ce vrea să facă, că nu înțeleg? Sunt foarte curios și încă am această întrebare. Ce se întâmplă aici? Vrea cumva să facă să intre în interior? Păi nu a ieșit, nu poate fi geamul ăla care este deschis acolo de unde a și pornit deodată? Păi, stai. Stai că... Sunt confuz. De ce încearcă să deschidă geamul aici dacă e deschis acolo sau e doar plasa aia deschisă, nu e geamul deschis? Care-i treaba? Ba da, e deschis geamul, mă. Iată. Ok. Acum îl deschide mai tare și vrea să intre în casă. Casă ce?
să aducă cadouri? Sau este el rău care vrea să facă mai mult rău? A aruncat sacul în interior și sare geamul, prieten. Mamă! Eu, principalul, sper să fie Moș Crăciun cel bun, pentru că dacă este el rău, este foarte, foarte periculos. Și după fața care o are, este foarte periculos. Adică nu e Moș Crăciun cel bun. Ok. Stați așa. Eu sunt bătrân deja, după cum puteți vedea, și îmi trebuie puțină liniște. Ok, el a intrat în interior, a și lăsat cadourile aici afară. Ciudat, foarte ciudat. Nu știu care este treaba, dar vom vedea. Ok. Ok, aici îl caută pe Moș Crăciun, pentru că doar el a intrat în casă. Dar se pare că nu e. S-a ascuns? Păi, ce naiba se întâmplă aici? Ok, am primit un mesaj, dar o să răspund după. Pe aici a sărit. Ok, pe aici a sărit, de fapt a intrat pe aici. Ok, astea sunt cadourile. Și el a sărit pe geam, a intrat pe geam. Sau poate a și sărit înapoi. A ieșit afară oare? Nu prea cred. A pus cadouri lângă brad. Wow! Și el a fugit. Sau care-i treaba? Foarte tare. Prieteni, nu uitați să scrieți în comentarii, vouă v-a pus ceva Moș Crăciun sub brad sau nu. Pentru că uitați-vă, unii oameni sunt foarte norocoși pentru că primesc cadouri de la Moș Crăciun. Și uitați-vă încă ce cadouri foarte mișto. Fortnite. Wow! Da. Acum nu prea joc pentru că, na, știți și voi foarte bine, nu sunt chiar un copil de 5, 7, 10 ani. Cu siguranță nu doar copiii se joacă. Sunt și foarte mulți peste 20 de ani care se joacă. Tu dacă te joci și ai peste 20 de ani, mă înțelegi despre ceea ce spun eu. Ok, acum vreau să văd unde este Moș Crăciun. Iată, a pus cadouri aici, dar el unde este? Unde a dispărut? A fugit? A ieșit iarăși pe geamul acela sau a ieșit prin altă parte? Unde s-a dus? Nu mai înțeleg nimic ce se întâmplă aici. Ok. Eu zic să îl mai căutăm pe Moș Crăciun, să privim prin alte camere și poate încă este în casă. Este afară, bate la ușă? Bă, ce față are! Bă, nu este bun ăsta, nu e Moș Crăciun cel bun. Uitați-vă ce față are! A, ăla de jos este Moș Crăciun, care pur și simplu stă la intrare, la ieșire. Ok, am înțeles acum. Dar ăsta nu este Moș Crăciun cel bun. Uitați-vă ce față are! E foarte horror, dacă sincer să fiu cu voi. Nu știu ce o să urmeze și aș vrea să știu, dar sper să nu fie foarte, foarte horror. Fugi, nu te apropia de el. Uite-l cât este de... s-a enervat, ceva nu-i convine. Te rog eu, fugi, prietene. Oh! Ce? Ce face asta? Ăla cine-i? Grinch? Ce? A venit și Grinch aici? What? Ăștia doi se vor bate acum sau care e faza? Bă, fraților, nu pot să cred ce se întâmplă acum. Mamă, dacă se iau ăștia la bătaie, este ceva bombă. Nu! Ce, ești nebun? Dacă îi dă una din aia,
S-a zis cu Moș Crăciun. Hei, bro, nu! Prietene, fugi. Ok, nu-i face nimic. Îl ia pe Moș Crăciun de picioare? Ce? Îl târâie pe jos? Ce se întâmplă că nu înțeleg? Îl scoate afară de picioare? Îl trage? Cum adică? Prieteni, nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce a fost cu toată filmarea aceasta și ce a urmat după aceasta. Dar pot să zic un lucru sigur. Moș Crăciun poate fi și periculos, dar Grinch este și mai periculos. Wow! Chiar nu m-am așteptat la așa ceva. Am crezut că îl vom vedea doar pe Moș Crăciun, dar într-un final a apărut și Grinch ăsta. Bă, cât de... E și tare pentru că e videoclipul mai interesant, dar e și horror puțin. Puțin cam mult, aș putea spune. Ok, prieteni, scrieți în comentarii dacă vă doriți să plec eu, da? Chiar eu să plec în căutarea lui Moș Crăciun în pădure. Ce spuneți? Dacă facem la acest videoclip 10.000 de like-uri, voi pleca și eu în pădure după Moș Crăciun. Eu cred că e posibil să facem acest lucru. Scrieți despre aceasta în comentarii dacă vă doriți, ok? Vreau să vă spun să aveți un an cât mai frumos, pentru că deja suntem în anul 2021. Sperăm să fie mult mai bun și mai bine decât în 2020, cu mai puține evenimente din astea tragice, să zic așa, fără inundații, fără cutremure și fără pandemia asta, virusul ăsta, ok? Dar să nu intrăm mult în politică, ca să zic așa. Ați înțeles voi? Și acum, haideți să închidem acest videoclip. Ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Până atunci, ca de obicei, sănătate tuturor și toate cele bune. Pa!